Te așteptam. Salut. Andrei, să-mi spui, te rog, dacă mă auziți bine, că aici plouă și eu mă uit pe laptop la întrebările voastre, că am pus telefonul și invers. Salut, Otilo. Te auzim foarte ok. Super, super. Mi-e camera întoarsă ca să se vadă mai bine. Nu știu cât înregistrează. Merge foarte bine netul. Nu mă pot plânge. 720, da. Salutare, Andrei, Cătălina, Atilo. Salutare. Bine ați venit. Mă bucur că intrați așa și că m-ați așteptat. Cu siguranță m-ați așteptat să intru. Și mă bucur. Mihai, salutare. Din păcate nu pot să stau mult pe live, dar mă bucur să te văd. Și eu, Mihai. Sebastian, salutare, se aude bine. Plouă și pe la mine. Plouă, o venit repede ploaia astăzi. Mă tot gândeam că s-a făcut întuneric și mă tot gândeam, oare am lăsat ceva afară, oare plouă pe ceva. Da, e totul bine. E totul bine. Bă, să știți că mi-am pus un bar de vin. Data trecută am zis că nu mai beau vin, dar mi-am mai pus un pic. Mai beau și apă. Și vântul bătut, da. În Belgia nu plouă. Super. Aici la mine la 1800 a nins. Wow! Mihai, dar unde ești la 1800? Și eu, hai noroc. Salutare! Noroc, Andrei. Noroc la toată lumea. Mai bem și apă. Ah, în Brescia, super. E fain la Brescia. Noroc. Eu, din păcate, cafea că plec la servici. Oi, Sebastian. Da, n-aș pa seara cafeaua, dar aia e. Ce să facem? Mai trebuie și aia. Bă, mă bucur să vă văd tare, mă bucur. Emil Love Green. Hello from Sweden. Hello from Romania, from Transylvania. Hello. Good to see you. I will speak also in English. If you I want to try to speak English more than Romanian, but we'll see how many we are today on this live, because I really want to speak more in English to show you many things here. Ești singur momentar, am văzut în video cu tractorul că aveai oaspeți. Da, am avut, a fost mama mea, prietena mea și Pedro, prietenul mama mea. Mă bucur să te văd live. Și eu, Cătălina, mă bucur că ai intrat. Unde e Sasha? Nu apare pe live. Ei, afară, Sasha. Stă de pândă la vulpe. Sunt curios de faza cu aratul. Mă bucur. You can speak English if you want. Yeah, I can speak English. I want to start with a couple of things. This life is more about what I'm digging with their machine. It's almost 500 square meters. And there I want to build in food forest. I want to planting 123 fruit trees. And also acacia and couple of trees from the forest. I've digging because from 6 years I've lived here, and in all this time I've thinking in permaculture is better to not digging, because the digging it's make the worse for the soil, because it's kill the insects, the worms, everything like this, and it's not good. It's not like
and also it needs to mechanical things, because with the tractor, this big machine to digging. But my mom and a friend, it was calling me and it was telling me, Alex, you need to digging. But it was from the beginning, you know. No, I don't want to dig in permaculture. You cannot dig in. Probably first year, but or just one time. But I don't want to dig in. I want to try. You know, I want to make like mulch. I want to put the compost. But fuck, it didn't work for me. I don't know. In 6 years, I put the onion like this, and it's become smaller. You know, it's not have the power to go in the soil, because the soil is very compact. And for that, I've arrived in that point when I need to digging, but just first time, just the first time and the last time. What did you have seen in my video is just because it's from the start. Their soil, he needs to be more soft, more drained, more afunat, how is the name? It's strange because it's called the word, I can't explain in English. But when you go in the like some soil, when from long time nobody was make some good stuff like digging or cultivate, or is not from the mother nature to, because where I'm digging is not the best soil, is not the worst, but it's not the good. The good is where is the forest. The forest is have the perfect soil, but there is nothing. And for make better soil, for me is the good way to digging from the beginning, just first year, and I will finish. It's just one time, because there I put the trees, and I cannot digging anymore, and I want to mulching it. I will make it permaculture and sustainable things, but it, I recommend from who want to make these things. The digging is very good to make the better soil for me, in my experience after 6 years I don't have food from where I have the caravan now. I have 2,000 square meters. And nothing is grow there. Also because I didn't put the water, but I put a lot of compost. I've put a lot of cars from the my car, their white Navara. I put a lot of cars of compost. I put a lot of mulch, but it's not work. It's very very poor soil. What kind of fruits tree? All the fruits, Mihai. I put apple, peels, plums, raspberry, blackberry, all the type of fruits. All the type of tree fruits when I found, because I buy from my university, from USAMV Cluj. And it have 40 species and species and soil. I think if you ding one time is not that bad, but if you ding every year in 10 years the soil will be lost all its power. Yes, Mihai, yes, it's of course, because if I digging any year, their soil is become worse and worse and worse. In not 10 years, probably in 20 years. But it's not just that, because if I digging any year, it's a lot of energy to put there. Like
to digging every year for what? For put just the mice, just corn, or what can I put? Because my plan is to dig in one time and to put alfalfa, it's lucerne, lucerne in Romania, medicaco sativa in Latin. I planting their plants because it's from their family or their plants is Fabacea and this make the nitrogen on the roots. And this grow very fast, very good, and it's proof, and it's proof on the soil any year it's proof because on the roots it's grow, and it's put in on the roots from the atmosphere, it's put all the nitrogen in the soil, and for that, any years become more healthy the soil just because I put their plant. Their plant is small one, but also I put three fruit trees first, second I put also acacia. Acacia will be help me to make better soil like lucerne. I think in 5-6 years you will be able to produce all the fruits you want. Yes, Mihai, this is my plan, of course. But it's very important how method I use in this part of land, because I have 7 hectares. I don't want to digging everywhere. But just this part, I put some... am făcut niște compromisuri, să zic așa. Că și eu am crezut 6 ani că nu-i bine să ar. Și de aia cumva am făcut chestia asta. Și să văd, e și experiența mea. Eu doar share-uiesc cu voi. I just share what I'm doing. I'm not a teacher. I don't want to teach you something. I just want to show you what I'm doing here. And from my experience, I just want to show what I'm doing. It's nothing else. Everybody make different things, and permaculture is very complex things. It's time for living. It's not like some method. It is some method to cultivate, but it's more like a living way. Da, da, înțeleg unde vrei să ajungi. Super, Mihai, super. Deci cam, da. I want to speak also in Romania, a little, just a little. În română cred că mă descurc mai bine. Nu, eu nu vreau, chiar de la început am zis, și nu cred că am zis de la început, dar vă zic acum. Eu nu, chiar nu vreau să învăț pe nimeni nimic. E doar ceea ce experimentez eu. Și că am făcut chestia asta, credeți-mă că pentru mine e cea mai bună soluție. Acum, aici și așa, cum însă acum, sunt cel mai entuziasmat. Pentru că omul care o arat odată, cât 2 sau 3 ore au durat și eu discut de vreo 4-5 ori. Ceea ce pentru mine e foarte puțin. Adică nu știu dacă consuma 20 de litri de motorină. Și unii zic că am omorât vietățile din sol. Dar credeți-mă, nu erau vietăți în sol. Pentru că atât ai de sărăcit solul încât nu existau râme. Nu știu dacă am căutat, dar n-am găsit. Nu erau ciuperci, nu erau... Doar ce erau doar niște plante medicinale care cumva ele au murit. Dar nu cred că au murit pentru că o să renască acolo. Ceea ce renaște acolo e mult mai bogat ca și când era înainte. Și plus de alta, voi n-ați văzut. Dar chiar lângă mine, domnul care o arat, e vecin. Și el a arat și a pus gunoi de grajd. Și a plantat luțărnă. Și diferența e atât de mare de nu vă puteți imagina. Deci el a arat acum 2 ani, parcă a pus luțărnă, a pus gunoi de grajd și nu cred că a mai pus ceva. Și a cosit de 4 ori, de 3 sau de 4 ori, a scos mii de baloți de luțărnă și a scos prima dată, a tăiat și luțărnă amestecată cu plante medicinale într-un fel, că... Dar era fân, fân cosit pentru bivol și eu am cosit o singură dată și era atât de slabă iarba de nu știu, am scos vreo 50 de baloți, el a scos mii
mii de baloți, chiar o să-l întreb, sunt foarte curios, pentru că el m-a făcut să fac treaba asta. Să știi că am terminat nu de mult cules pere și mere aici în Belgia și proprietarul avea la fiecare pom o grămadă de fum. Da, mulcea, Cătălină, Catalia, da, îți încurc numele, da. Da, asta o să fac și eu, să știi, numai că eu o să pun și frunze, o să pun și frunze din pădure și compostul din pădure. Din păcate trebuie să plec, intră mai des ca să ne face mare plăcere. Te salut numai bine și o seară faină la toți. Salut Mihai, te salutăm. Da, așa e. Deci cam asta e despre de ce am arat eu și de ce se entuziasma că am făcut ceva bine. După atâta timp când n-am crezut că să ari foarte bine. Într-adevăr, în exces nimic nu-i bun, dar cu limită în unele situații. Și eu vreau mai mult ca tot, vreau să devin sustenabil. Și ca să devin sustenabil, credeți-mă, o să fac niște compromisuri. Și ăsta a fost un compromis pentru mine. Și o să mai fac compromisuri de astea ca să devin sustenabil. E complicat ca să... Deci eu tot ce vreau să fac e să produc foarte multă mâncare. Și fac tot ce pot ca să produc mâncare și să ajung sustenabil din punct de vedere al energiei, a apei și a mâncării. Ăsta e planul meu. Vreau să mă urmăriți dacă vreți chestia asta. Poate nu fac permacultură, dacă unii zic că am primit foarte multe reproșuri, că nu-i bine, că nu știu ce, în fine, nu vreau să intru în polemici. Eu doar vă zic experiența mea. Când am văzut fânul ăla, m-am gândit la tine. Da, te cred. Really nice that you speak English sometimes. Alfalfa is really good. Are you going to plant any nuts, trees? Are you going to mulching the soil? Yes, Emil. Yes, all my land I want to mulching. But it's too big land now, and I'll start to planting plants like alfalfa to help me to not come from outside like a forest to put mulch, because it's a lot of work. You see my next video, I make a holes for the trees, because I put also the nut tree, a lot of nut trees I put. Walnuts I put also, and all the type of fruits what is grow here, and it's very safe to not freeze in the spring, in the first of spring and also in the autumn. I put the species who is very acclimate here. I think you know. I don't know sure the words, but I think you know. And for mulching, I want to use acacia. Acacia is a fake acacia. In Romania, it's salcâm. It's I don't remember the name of Latin, but I'll show you. Not now, but I can speak another time about this tree. It's very important for me. It's from the same family of Fabacea, because it makes the nitrogen on the roots. Are sensul lui, aratul Alex. Și cum spui tu, permacultura e grea. Încet, încet o să ajungi sustenabil cu câteva compromisuri. E normal. Mulțumesc, Mihai. Ai niște planuri superbe și nu sunt rele. Ai făcut o treabă foarte bună. Ține-o tot așa. E, salutare. Salutare, Radu Tomuș. Salutare, Tonca. Nu cred că alunele vor crește. Catalia, crezi că alunele... Ele chiar cresc nativ aici. Eu am foarte multe. Deci pădurea mea din spate are 20% doar alune. Bogdan, hi man, keep up the good work. Thank you, Bogdan. Thank you. I really like to speak in English, you know?
I want to improve my language. For that, I want to choose to speak in English. I know, that sounds so good. Yeah, the plan is to be sustainable. That is the big plan for me. And I can make some compromise for that, because for that I'm digging. It is some compromise, because all these years I didn't think into digging, but it is what it is. The soil is not good for make to produce big food, you know, big food, and also the tree. And it's very important for first year to dig in. For me, it's just in my opinion. Cresc ușor alunii și în zona mea e plin. Da, și la mine. It's grow very fast, the nuts here, because it's grow from a native way. But I want to put the nuts from... I want to buy a couple of species. Nu știu cum puteți să traduceți soiuri. Poate îmi scrieți voi aici soiuri la... Never mind. You have to speak every day with people from other country. Yes, and also my girlfriend is from UK, and it's teach me all the time. And I speak with her all the time in English. Gracias, Pedro. Pedro, hello. Hola, Pedro. Soy strain. Yes, strain. Thank you, Andrei. The strain. I want to put a couple of strain from nuts to have big fruits and to grow very fast. And also my plan is to buy 3 strain from any species of fruit trees, like 3 strain, not 3 strain, because it have many strain. The apple, it have I don't know, 10 strain, and I buy 3 pieces of any strain of apple. This is mean I will buy 30 species of apple. I think 30 of peels, plums also. Type of. I think it's strain. It's strain, I think. I don't know, Catalia. Yeah, this is. I repeat, I've started to drink just a glass of wine. From everybody from here, I see 12 people who watch me. I've quit off Instagram. If you follow me on Instagram, I don't put any more. A couple of months I will quit on Instagram. I will be more active of YouTube, TikTok, I'll go also on Discord, and I will see. But I want to change my behaviors. I want to be more productive in the social media, because it's come the autumn, also the winter, and I have more time. I don't know if you want to see, because I've added more things on my videos, and from Sunday I have another video, very good, and I like it. Amy, are you drinking the wine where you make the bicycle tricks? Nice. Amy, yes, I drink, it's our wine, yeah. It's very good. Hello, Amy. Amy is my girlfriend now. It's official. Which name you have on TikTok? Alex Juge or Juge Alex? I don't remember. Ionescu, you made wine? Yes. Maria, I make wine with Amy. I will make a video about this. Yes, we say for you, Miss Maria. Yes. We say for you, Maria. I have, I don't know, 30 liters. And I drink just a little, not too much. It's still there.
I don't want to drink everything. I for sure I don't drink everything. I'll say for sure a couple of liters more. 10 liters, 20 liters. Yeah. Please do. Where do you get the grapes? Is it sweet? Yeah, it's not sweet, it's more acid. And the grape is from Mihalz, it's near Teiuș, their village where I have grown in the childhood. I have their small house and small piece of garden, and I have a couple of grapes there, a couple of vines. Mihalz is very sweet, yeah. The grapes is sweet, but the wine it's a little acid, but it's very good. Because I make it with Emmy, it's wonderful. I like it so much. But I drink also water, and I recommend some water. It's water here. Yeah. The grapes themselves were very sweet, yes. It is very sweet. It starts to rain outside. Catalia, ce mai face Casa de Lut? Totul bine la Casa de Lut. Tot așa, nu s-a schimbat nimic. Nu. E totul bine. Aha. I'm very happy to see Emmy here. Sper că nu plouă înăuntru. Nu plouă. Nu plouă că e bine făcută și nu am deloc. A ajuns câteodată niște picuri, dar din față, așa pe suprelată, că nu are coborâre și chiar acolo deasupra de duș am o pată și nu, s-a mai stricat un pic, dar foarte puțin. Foarte, foarte puțin. We are 16 now. 16. Thank you guys. Thank you for following me. Thank you for watching me. I really enjoy all the time when I come to life to speak with you. And because Emmy it was helped me to speak better my English. I want to improve all the time and I want to learn. I start to read, but just a couple of pages in English, and I have the book. It's not here. Also, I have there on mushrooms from Sergiu, and I want to read more in English. I want to speak on this channel just in English, in time. And I don't want to give some spoilers. I have my plans. I don't want to put my plans here because if I don't make it, I feel sad and I don't like it. When I make things, I'm telling you. Sper ca acest canal să ajungă la 1 milion. Mulțumesc, Catalia, mulțumesc. Thank you, Catalia. Me too, I want to arrive in many people because it's nice project, you know, it's wonderful. Everybody can learn from my experience about sustainable living and to be healthy, I want to give you some advice, like just to drink water, to eat healthy, I don't know. I'm not good enough, you know, I still learn, but it's just my journey and I want to come with me in my journey, it's very simple. I don't want to teach you. I don't want to give you some advice. I don't want to show you what I'm doing. And I want to speak with you more than what I'm doing on my videos. My videos just, I don't know. It's very simple, you know. Amy now is helping me with the music because the music, it makes me some different things. And I love natural sound from the play on guitar or I don't know, to piano. It's wonderful, I like it. Mihai, cine era domnișoara din ultimul clip? Mai faci o cameră? Dacă nu e secret. Nu, Mihai, domnișoara Emi. Emi Lovric de aici și
da, o să mai fac o cameră și pentru ea. O să se mute aici. Și da, o să stăm împreună o perioadă. Nu e secret de nimic. What you share, it's effective because it's authentic. Yes, thank you, Amy. It is, it's come from my heart, you know? And all of you from the YouTube, more from specifically on YouTube, it's the people who follow me and it's different. I appreciate all the time when I come to make lives here. And I'll make life all the weeks. One life per week. Okay? Mai bine stai cu tine după ce să mai faci o cameră. Da, da, că, da, da, despre asta era, da. Exact. Mihai, într-adevăr, nu o să mai fac nicio cameră, că o să stea cu mine, da, nici eu nu m-am gândit, da. Mulțumesc, Catalia. Da. Da, Amy, he will love with me. It's love me, yeah, but also it's move here and we live with me in the same room. În cameră să faci pentru oaspeți la o distanță mai mare. Exact. Exact, Catalia, da. The room I will make for the guests, but more longer than us, you know, to have some space between us. It's really rain here. Yeah, it is what it is. I like to rain, but I don't know if you hear me very, very good, because, it makes some noise. Rainstorm, yeah. And also I have some problems with, in the last couple of days, it was calm with the fox, and it was killing me a lot of chickens. He didn't bring it, just it was killed, not chickens, it was two man chickens and the baby one. Three it was. Sasha, it was sleep. Fucking hell, it was sleep. It was sleep and I'm very upset of Sasha. It's not nice. But it's nice to see your hope. Thank you. Happy. Yeah, I'm happy, yeah. I'm very happy. And I want to become more... more peaceful and to accept me more. And to believe in me. Cred că a băgat și Sasha o găină. Nu, n-a băgat nesimțită, măcar dacă băga. Dar nu. Vulpea au fost și s-a învățat aici din păcate. Și acum plouă și nu au ce se aude afară, știi? Și nu. Dar sunt foarte supărat pe Sasha. Și mi-e dor de Cuțu. Cuțu era un câine care făcea treabă, dar nu. I speak with Emmy to bring another dogs, small one like a Kutsu, to grow with us like a baby, to help us with things here, but small, not like Sasha. Sasha is here just for the guests. It's just play with stick all the time. It was come fox yesterday or another day. It's calm outside and I hear the chickens and I go outside and I start to
to come Sasha, you know, like, Sasha, where are you? Nothing. He didn't come. She didn't come. And I thinking, what the fuck is Sasha? And I've got to see what it was happening, where it leave the chickens, and I've seen what it was done. He didn't die there, male chickens. And I put in the back and on the house, and I go to see where is Sasha. Sasha, believe me, it was sleep. It was stay like, and I thinking, man, this is not the dog. This is just, I'm very upset. Mic nu e bun acolo, ție îți trebuie doi pui de stână de pe celălalt deal. Îi crești de mici și nu mai intră niciun animal, om în curte fără să vrei. Mihai, ai dreptate, doar că mănâncă mult ăștia mari, nu, și nu-mi permis să țin doi câini mari. Nu. O am pe Sasha și văd când mănâncă ea, să mai am încă un câine. Am husky pentru tine, Roxana. 4 luni jumătate. Nu știu ce să zic. 4 luni jumate, 5. Nu știu ce să zic, Roxana. Am zis că o să-l cresc cu Amy. O să vorbesc și cu ea. Nu știu sigur. Sună bine. De la căței mei. Mama și tata sunt ai mei. Eu zic să ai curaj. Da, eu știu, dar nu știu, nu. Încă nu știu. Pot, nu știu, da, nu știu cum o să dau de tine. O să vorbesc cu Amy, da. E fain husky. Amy, it was asked a woman, Roxana, if we need husky. It have 4 months, almost 4 months and a half or six, or 5 months. If you still here, you can speak with us. Deci nu știu, nu, mănânc un pic cam mult ăștia. Husky nu latră. Sper să muște dacă nu latră. Îți las mail. Da, Roxana, lasă-mi un mail, da. Ba da, latră la pericole rele, reale. Nu așa toată ziua. Ce se aude, ploaia? Da, plouă. We see. We see. We don't know, Roxana. Eric Erdei, salutare. Husky te apără de animale, dar nu de oameni. Păi, foarte bine, că nu vreau să mă apere neapărat de oameni, de animale mai mult, că nu am probleme cu oamenii, că am probleme cu animalele. Nu, latră face ca lupul. Interesant. But we see, I don't know, sure. It's not from me, it's more from Amy, it's not from me. I want another dog just for Sasha and Amy, not for me. And small one. Salutare, Cătălin. Alex, what camera are you using? Phone? Yes, I use the phone. And it's on back, my phone. I cannot see on the phone. And I read the message from laptop. Catalia, cu vulpițele care atacă puii. Nu știu, am un plan să prind niște vulpi așa la gard. Le killeresc, să vă spun sincer, le pun drot acolo la gard, că știu unde intră și pe una s-o prind. N-am ce să-i fac. Abia aștept să-i rup capul, că sunt foarte supărat pe ele. E ok, la mine nu intră niciun animal și nu mănâncă mult. Da, nu știu ce să zic. Încă nu știu. Suntem la faza de să ne gândim încă. Păi zici de mâncare, iei un ciobănet lângă Sasha și împart mâncarea. Oricum Sasha mănâncă, dar nu face treabă. Da, Mihai, da. Ai dreptate, ce să zic. Da. Nu face treabă Sasha, da. Iau mâncarea de la Sasha și îl dau lui, da.
Nu zici rău, da. Oricum pe Sasha o sterilizez. Sper să nu facă pui, că s-o cam întâlnit aici cu niște vagabonzi și... și-o cam făcut de cap. Suntem 10 oameni. Numai o secundă să mă așteptați că mă duc până afară să văd care e situația. All good, all good. Titi doarme, da. Titi doarme aici. Se odihnește satana, da. Maria, da. Ce-i mai place la bicicletura? Da. Măi, totul bine afară. It's all good outside. Da, dai bun vinul. Oi, oi, oi. Plouă de mult la tine? Nu, Maria, astăzi a început. A plouat acum două zile un pic. Dar văd că acum în seara asta a început bine și mă bucur tare că chiar aveam nevoie. Aveam nevoie un pic de ploaie. De ce? N-am înțeles. Oricum, acum nu știu ce mai scrieți voi, dar să trecem la subiectul care l-am pus în clip. I want to return from the title of the video. Digging in permaculture. This is my plan. It is some plan to... speak with you any live about some subjects like this one will be to digging in permaculture because it's very important to me. I don't like to digging. It's the first time and the last time when I digging to planting something on my land. This type of piece of land, it's also the I want to see the evolution. Also, you didn't see all because this digging it was happening 3 weeks ago, and now from 1 week I've make wonderful landscape. You see, it's perfect. It's wonderful, and I'm very glad and I'm very motivated to make couple of beautiful things like. Andrei Drăgoi, prin păduri, you help me with the drone to footage from the app to see some circle, because I'm building some circle, and it's wonderful, I'll show you it. Just follow me, like my videos and comments, because you see in the future how wonderful will be their part of land when I'm digging, because I put also some fence, not so big, not from the iron, just electric fence. Când baby nu mai sunt planuri. Da.
De ce ai nevoie de ploaie? Ah, da, bună întrebare. De ce nu? Adică eu am arat acolo și aștept ploaia, că și aia pentru că am arat absoarbe apa acum ca și un burete. Intră toată apa înăuntru. Emilovic, topic, yes. Yes, I want to make some topics, you know. Any life will be some topic. Roxana, dar bea cum trebuie, ce tot pupi parul ăla, da. Apoi cât un pic nu beau mult, că nu-i băutorul. Mă îmbăt repede. Spatele drept. All day long, strain back like Liliana. Yes. Câte puțin să țină topicul. După câteva pahare nu mai ține nimeni topicul. Da. If I drink two or three this glass, I don't make any time any more topics. Yeah, but it's good. I speak everything from the beginning. You see, on the beginning of this life, I speak a lot of about the digging permaculture in my perspective and why I'm digging with their machine. And also in the future, it's not like this. Also, I want to use also the excavator. Excavator the same. It's the same machine. It's not the same machine, but I will destroy if the people is thinking I'll destroy the land, thinking with excavator. With excavator is the same. It's not, in my opinion, I don't want to destroy the land. I've come in nature to learn more, but I want to grow my food, and for that I want to make some compromise, like excavator and this machine. What it was digging is the wonderful for me, because if I will make it from my hands, from with hand tools, it's very very long time. It'll become years and years and years, because I have experience. I have experience of 6 years from doing just with the hands, and it's not work, not in my way, not in this land, not in this soil. Probably in the forest where I have the better soil, probably there it will be grow very fast, but there is the forest. To make like a food forest, I need to cut a lot of tree, and I don't like it. I will cut couple of them, but not too much. I want to leave the forest because I love the forest. Se are de mii de ani și nu e distrus niciun pământ. Da, ai dreptate, ai de treapte, Tonka. Numai că se distruge un pic, se distruge dacă în fiecare. Da, într-adevăr, uite, bine ai punctat aici. De mii de ani se ară. Și într-adevăr, nu e foarte bine să se are, pentru că distrugi viața în sol dacă continui așa. Eu fac o primă arătură după un timp în care nu s-o ară deloc. Eu, într-adevăr, distrug o parte din ecosistemul ăla, dar o distrug pentru a beneficia mult mai repede de moartea acelor vietăți din sol. Pentru că oriunde a început arătura, a început într-o fostă pădure sau într-un sol foarte bun de la natură. Și a început să are și cum a arat și a ucis toate vietățile, acolo a crescut foarte repede porumb sau grâu sau orice au pus. Dar cum a durat, cum zici și tu, mii de ani, poate sute de ani, când tot ari crește,
îi dai la pământ înapoi, dar îi dai foarte puțin pe cât ei, îl distrugi. Dar în cazul meu e ceva mult mai diferit. Aici nu s-a arat de 10 ani, de 15 ani, nu s-a arat deloc. Și nu, nici nu s-a ajutat pământul. Aici tot ce s-a făcut în anii trecuți, doar oamenii coseau, luau fânul și nu dădeau nimic înapoi. Plus de alta, ei luau fânul, dar după ce luau fânul, băgau și animalele. Animalele băgau sute de vaci, mii de oi, capre, căprioare, deci toate animalele treceau, nu apuca natura să-și facă. De aia e foarte sărăcăcios. Andra Dima, Alex, peste cât timp crezi că vei mai interveni cu aratul? Anual sau mai rar? Andra, deloc. Am mai repetat la început, deloc. E prima și ultima dată când eu o să ar. Nu recomand pentru toată lumea. Recomand la acei oameni care văd că solul e foarte tasat. Dacă solul e foarte tasat, vă recomand pentru prima și ultima dată să ari și să discui. Atâta. Și să plantezi plante care ajută, care sunt plante pionier, ca permacultura. Și să știți că în permacultură se face arătura. Deci arătura există și în permacultură, pentru prima dată, sau în țepatul solului. Există furci și manuale, dar și în spate la tractor. Furci care înțeapă pământul, care îl aerisește, mecanizat. Mecanizat, eu când mă refer la mecanizat, vorbim de câteva mii de hectare, mii de metri pătrați, hectare. Când ai o grădină de 100 de metri pătrați, nu intră tractorul, deci nici nu are rost să vorbim de așa ceva. Mersi, nu eram la început. Super, nu-ți fă griji. Eu oricum îmi place să repet. Mulțumesc de întrebare, Andra. Yeah, Andra, it was asking me if I make any year the digging or just now. And I repeat, I'll make just now. And I recommend for the people who have the soil very compact soil, I'm recommend to digging for first time to make more soft, more air in the soil, to grow the foods, to grow the plants, what you want to grow, to go inside with roots much easy, because I see all my land, I put the compost, I put everything. If you have the small garden, don't digging. But if you have couple of thousand of square meters, thinking with other solution. Everybody who watch me, he know about permaculture, because for that you watch me and we speak this language of permaculture and sustainable living. For that I telling you, I've make some compromise with digging. I want to explain what I'm digging, their part of land, because it's just 5,000 square meters. I have 7 hectares. I don't want to dig in everywhere. It's just their part, because I want to make different project, and we'll see in, I don't know, in couple of weeks, you see how big different will be there, just because I'm digging with their machine. I make some compromise. It's just, I don't know, in my opinion, I've made this compromise on this farm. It's 5%. 5% is just unsustainable, probably. I don't know, sure. But to be sustainable, to make this compromise, 5% for me is the best way to become sustainable on this type of soil. Because also a lot of you who watch me, it's 12 now, wonderful, thank you because you watch me. Give me a like, please, because it's help on the algorithms. Everybody want to buy some land to be sustainable or off-grid, with energy, with food, with water, with these things. I have almost everything. I'm in their way, and this is my experience. And
please learn, sorry, please learn what is the best for you. If you watch me and you live in different way from me, and you have better soil or worse soil, look at me and bring just what it's good for you. You know, I don't know what can I explain. Cum transform o zonă de iarbă într-o zonă unde poți planta? Adela Cozlac. Adela, depinde foarte mult de solul care e acolo. Dacă, cum am mai repetat și îți mai zic, deci dacă iarbă, înseamnă că pământul ăla nu a fost lucrat. E de preferință, dacă nu a fost lucrat de mult timp, solul ăla e compact. Pentru că solul, când nu se lucrează, se compactează într-un fel. Dar nu tot timpul, pentru că natura îl face aerisit el, îl face afânat în pădure. Poate și la câmpie, depinde foarte mult de structura lui. Tu, dacă ai acolo iarbă, ca să poți planta, trebuie să știi cât e de afânat solul. La plante, orice plantă vă gândiți, îi place să fie afânat solul, ca să poată să-și bage rădăcinile, să ia nutrienții. Dacă e tare sau prea nisipos, îi se duce apa și nu-i place, prea tare, e lutos sau e prea compactat și nu poate să intre rădăcina și nu se dezvoltă planta. Îi trebuie între și ca să fie afânat, trebuie cumva un fel de compost, un fel de nisipos, dar în același timp și lutos, nici să nu se ducă apa, știi? Afânat fiind, cum să zic eu, bă, ce vă imaginați voi în pădure? Când mergeți în pădure și călcați pe covorul ăla de frunze și e foarte moale, ăla e pământ afânat. Ăla e pământ de cea mai bună calitate, dat de la mama natură. Ăla e perfect. Deci noi oamenii nu putem să copiem și nu putem să facem un sol mai bun decât există de la mama natură, ăla care îl face pădurea sau zonele în care l-a făcut pădurea, pentru că în văi e cel mai fertil pământ. Gândiți-vă că toate satele sunt la văi, pentru că la văi e cel mai bun fertil, cel mai bun sol. Pentru că acolo, jos în vale, voi gândiți-vă că s-a acumulat nutrienți în milioane de ani. Păi noi nu putem niciodată să ne comparăm cu milioanele de ani de evoluție dintr-o vale pe ceea ce fac eu sus pe deal. Deci oricât compost aș face, eu nu o să pot să ajung la performanțele care sunt într-o vale în care s-au adunat nutrienții în sute de mii de ani sau milioane chiar. Deci trebuie să știi ce ai. Dacă, cum zici tu, ai multă iarbă, înseamnă că un pic recomand o arătură. Prima și ultima. Sau dacă crește foarte multă iarbă și îi de cât aerisit, pune cartoane sau mulcește direct și plantează mulci. Și asta e o variantă și cu asta am început eu și asta am făcut-o. Numai că nu mi-a mers de la început. The soft the ground. To soft the ground. Yeah. Haideți cu like, oameni frumoși, și să-l ajutăm pe Alex. Mulțumesc. We are 20 now. Nu ai zis ce e mai important. Ce plantezi în solul arat. Tonka, o să plantez în jur de 150 de pomi fructiferi. Meri, peri, pruni, caiși, piersici, aluni, nuci, smeură, coacăze, afine și cam atâta. Din ăștia, din pomii fructiferi. Urmează apoi ceva salcâmi. Am pus deja pe partea de nord, am pus deja aproape 70 de salcâmi. Și mai urmează să pun și printre meri, pruni și astea, să mai pun câte un salcâm. Mai pun niște soc, niște soc, un pic de liliac poate. Cam astea. Un food forest, să vă gândiți la Serge, mulțumesc. Devin și porcii. Devin și porcinii, toate bune, Sergiu și Deni. Sergiu, îți mulțumesc din suflet pentru 20 de euro, mulțumesc tare, bun. Devin și porcinii, te referi la ciuperci, porcinii. Dacă te referi la porci, am gard electric, sper să ajute.
Eu am un fir de gard electric și mai cumpăr acum un fir de la mai gros alb pe partea de jos, ca să nu intre nici câinii, nici animalele astea, știi? Și îl protejez cât de la ciuperci, da, la ciuperci, da. Da, și pun și ciuperci. Deci acolo o să fie deci tot ce ați văzut voi Arad, o să fie un microclimat. Microclimat, adică iau tot ce e mai bun din toată experiența mea cu natura și bag acolo. Adică ciuperci, cum zici și tu. Ciuperci, dar nu numai porcinii. Vreau să pun ciuperci pe butuci. Vreau să aduc din pădure cu jeepul să trag niște de amari, de niște de ăștia mari uscați, uscați și putreziți. Să fac niște forme foarte, foarte naturale acolo. O să fie mind blow acolo ce o să fac. Și cred că o să fac anul ăsta, că îmi dau tot timpul acolo, pentru că știu că dacă anul ăsta îmi investesc tot timpul acolo și tot efortul meu în proiectul ăsta, peste 5 ani o să fiu boier. Peste 5 ani toată munca mea e doar să stau pe șezlong și să mănânc. Și voi care sunteți aici a 16 acum și care toți înscrieți, sunteți foarte bineveniți să mâncați din ceea ce fac acum. Sau puteți veni și acum să mă ajutați la plantat, că încă n-am început de plantat, am făcut gropile și eu vă aștept, mai ales dacă sunteți de aici din Juzonă, liniștit. Săptămâna asta, săptămâna viitoare, 2 săptămâni o să fie doar de plantat. Gropile sunt făcute, trebuie să aducem pământ din pădure și să plantăm. Deci eu vă aștept cu drag. Adela, mulțumesc de răspuns. Cu drag, Adela. Am văzut că ai adus 650 în fermă. Am zis că a luat o razna Alex. Dar acum e clar, totul în regulă. Mulțumesc, Sergio. Mulțumesc, Sergio, da. De asta am și făcut live-ul ca să vă zic câteva chestii de ce am ales eu să ar cu U650, care o fost forță. E cel mai bun. Face treabă. Au făcut treabă pentru mine. Și, repet iar, au fost pentru prima și ultima dată când ar acea bucățică de teren. Că nu știu ce am pe viitor, ce planuri am, dar au fost doar bucățica aia. Alex, peste 10 ani o să te văd o persoană foarte mare în România. Nu știu, cred că o să fiu la fel. Nu vreau să mă schimb. Vreau să fiu același. Și da. Dacă cumva mă ajunge faima din urmă, nu o să-i dau importanță, că eu știu ce am de făcut și mă duc pe calea mea. Și vreau să ajung foarte mulți oameni, mai ales cei care vor să devină sustenabili și oameni faini. Că mulți vor să devină, în fine, nu vreau să judec pe nimeni. Fiecare face ce știe. Dar sunteți oameni foarte faini, cei care mă urmăriți și sunteți activi pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc din tot sufletul. Cu acest canal mi-am dat seama cât e de important ca să șeruiesc experiența mea cu voi. Nu-i de bani, nu-i de like-uri, nu-i de comentarii, e doar relația mea cu voi. E foarte importantă. E foarte, foarte importantă. Și vă recomand. YouTube-ul e doar la început. E doar la început. Vă recomand, dacă vreți să începeți să faceți YouTube și de alea, începeți. Nu, să nu vă gândiți la judecăți, să nu vă gândiți la nimic, să începeți. Oricum, ideea e că dacă o să te prindă faima din urmă, am să-ți reamintesc de cum ai început cu casa de lut. Da, mulțumesc, Atalia, mulțumesc. Oameni buni, eu o să vă las, că e nouă, am zis o oră. Să dea Dumnezeu să fie zăpadă și să plouă ca să se prindă toate. Eu am încercat asta în primăvara trecută, dar vremea mi-a cam stat împotrivă, nu s-a prins mai nimic. Ce drept nu am arat. Laura, da, te cred, poate și tu ai făcut ca și mine la început. Trebuie grob mari la pom și trebuie atenție și trebuie dedicare, trebuie să dai apă, trebuie să le dai nutrienți, sunt foarte multe. Eu o să vă las, oameni buni. Eu trecut o oră, de obicei stau o oră, eu nu o să mai stau, e destul cât am vorbit despre arătură. Thank you guys, thank you for everything. I speak everything about digging in permaculture. For me, it's enough. It's my experience. Don't need to make like me. Go in your way, but
Yeah, never mind. Thank you for watching me. Thank you for be with me. And yeah, all the best. Cheers. Papa, papa, noapte bună. Grijă la vulpe. Da, o să mă duc. O seară bună tuturor. Vă pup. Pa, pa. Cred că îl închid așa.